Am realizat operația de rinoplastie în cadrul clinicii în Sardoman în septembrie 2020. Am ajuns aici prin intermediul Instagramului, care ne este tuturor la îndemână. Ulterior mi s-au pus la dispoziție toate informațiile de care am avut nevoie pentru a mă convinge oarecum că merită să fac această operație. M-au ajutat foarte mult în ceea ce privește programarea, nu m-am ocupat de absolut nimic ce ține de partea aceasta. M-au ajutat cu biletele de avion, cu cazarea și tot ce a ținut de plecarea mea în Istanbul. Când am ajuns acolo, chiar din momentul în care am aterizat, am fost preluată de șoferul clinicii. Adică îți oferă suport din primul minut în care aterizezi în Istanbul. Aș putea să spun că tot personalul a dat dovadă de cel mai mare profesionalism, de la asistente care veneau la tine foarte des ca să te verifice și să vadă de ce mai ai nevoie, până la medic care îți oferă încrederea și siguranța din primul moment în care te duci la controlul de dinainte operație. A durat 2 ore și jumătate, m-am și trezit imediat după ce am ieșit din operație, iar în spital am stat o singură noapte, după aceea m-am externat a doua zi și am avut la dispoziție încă vreo 5 zile, cred. De asemenea, ce vreau să spun este că această operație nu doare, adică doar te simți un pic răcit, îți curge nasul, dar dureri eu nu am avut absolut deloc, ceea ce mă face să zic că aș mai repeta experiența aceasta încă o dată. Mulțumesc foarte mult pentru suport și recomand din tot sufletul meu clinica în Sarduman, cât și chirurgia estetică din Istanbul, din Turcia.